amicului Nils Holgersson cu gâștele sălbatice. Chemarea gâștelor sălbatice. Lui Nils Holgersson nu-i venea să creadă că spiritușul îl vrăjise. E doar un vis, s-a gândit el. Dacă aștept câteva clipe, voi fi din nou un om. A închis ochii și a sperat că atunci când îi va deschide, visul se va risipi. Dar era la fel de mic ca și înainte. Uitați-vă la el, acum e un pitic, așa-i trebuie, mă trăgea de creastă. Așa e? Așa făcea. Dar nu din răutate, era distractiv. Dacă vrei, pot să te trag de creastă. N-ai învățat nimic, Nils. Încetați! Țineți-vă pleanca, animale neroade! Ce ai spus? Neroade! Mi-e teamă că trebuie să te obișnuiești să fii mai politicos cu noi. Ce ai zice să te ridici ca să-ți ceri scuze de la noi toți, Nils? Sper că știi de ce trebuie să-ți ceri scuze. Sau deja ai uitat? Puteai măcar să mă ajut să ies din apă. Dar nu, nu, tu te holbai și râdeai de mine. Vrei să mă asculți, Nils? Păi... Îmi aduc bine aminte de ziua când stăteam la soare și îmi făceam siesta bine meritată. Atât de amețit încât abia mă țineam pe labe. Putea să-ți fie milă de mine, dar nu? Eu? Tu te uitai și râdeai. Dar acum s-a întors roata, Nils Holgersson. Acum râdem noi! Aruncă-l încoace! De ce nu mă ajuți? Vorbește cu ei! Nu știu de ce ar trebui să te ajut, dar totuși există un motiv pentru care merită să încerc. Ascultați, prieteni, nu vă cer să-l ajutați pe el, dar ați putea să mă ajutați pe mine. Unde-i spiritușul? Sunteți bine cum sunteți. Eu îmi țin pliscul. N-ai decât să-l cauți singur. Oricum, spiritușul nu te va transforma înapoi. Ar trebui să-i promiți că nu o să mai fii niciodată așa de nesuferit. Că nu vei mai chinui niciodată animalele și că nu-ți vei mai încălca niciodată cuvântul, dar nu ești în stare de asta. E greu să te ții de promisiune, Nils? Foarte greu! Putem discuta mai târziu despre asta. Nu discutăm mai târziu, ci acum, pentru că am așteptat prea mult să spunem și noi ceva. Să-i dăm o lecție! Ce liniște! Nu! Ce bine! Nu! Ce ți-am spus, Nils? Vraja asta va dura mult.
Spiridușul trebuie să ne ajute, dar unde e? De unde vrei să știu eu? M-ați ținut toată viața închis într-o cușcă. De unde să știu atâtea? Nu ți-a plăcut închis? Hamsterii stau în cușcă. Numai ea ne poate ajuta. Nu fi atât de leneșă! Nils, ai grijă, altfel strici totul. Nu fi leneșă, Pisi, vino jos! Vreau să te întreb ceva. Oh, nu! E așa de bine aici. Presupun că ești fiul lui Holger Nilsson, nu-i așa? Sigur că da. Ce întrebare e asta? Mă cunoști de mult. Da, voiam să fiu sigur. Unde e Spiridușul? Tu știi toate colțurile și ascunzișurile. Vrei să-ți spun eu unde e Spiridușul? Tocmai eu să-ți spun? Dar cine altcineva? Ghinionul tău. Spune-mi unde îl pot găsi și dacă nu știi, spune-mi că nu știi, dar spune ceva. Bine, bine, sigur că știu unde locuiește, dar nu știu de ce ar trebui să-ți spun ție. Să te ajut pentru că m-ai tras de coadă de atâtea ori, Nils Holgersson? Sau de ce să te ajut? Repede, pirimitură, ajută-mă! E prea mare! Dacă mai râs, te las baltă! Nu scap de mine, Nils. Să fugim! Nesuferitele găuri de șoareci, crezi că ești în siguranță? Dar am timp, pot să aștept. Musafirii, nu-mi place când am o oaspeți nepoftiți. E lipsă de politețe. Da, Nils aici are dreptate, asta e casa lui. Credeți că vă puteți permite orice? Că nu trebuie să fiți politicos cu șobolanii? Dar nu e adevărat. Te implor, pisico, te rog, lasă-mă să ies. Te rog, ajută-mă să-l caut pe Spiriduș. Fă asta de dragul mamei, ea a fost întotdeauna drăguță cu tine. Așa e, aici îți dau dreptate. Putea să-mi încălzească iarna laptele, dar eu sunt înțelegător. Gâștele sălbatice, e un semn bun. Când se întorc gâștele sălbatice, înseamnă că primăvara a învins iarna și că în curând va fi cald. Azi dimineață, când am deschis fereastra, am auzit pentru prima oară ciocârlia. Da, dar e și timpul să începem munca câmpului. Anul ăsta ne va ajuta și băiatul. E destul de mare acum. Să sperăm că ne va ajuta. Sunt îngrijorată pentru Nils. E un băiat bun, dar ne dă bătaie de cap. Se va cu minție. Nu știu, dar uneori e atât de nemilos. Gândește-te ce urât se poartă cu toate animalele noastre. L-am rugat doar să păzească gâștele și nici măcar atât nu vrea. Haide, draga mea, nu te mai frământa. Cândva se va întâmpla ceva care îl va face să înțeleagă că nu e bine ce face. La urma urmei, e fiul nostru, nu? Da. Va fi din nou ca înainte. Ah, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Era atât de cuminte. Va fi din nou așa.
Poate că meritam asta. Mereu îmi spuneau că nu sunt bun decât să păzesc gâștele. Și asta ți era lene să faci. Atenție, cocoșul! Asta nu e bine. Mi-a smuls cele mai frumoase pene. O știi pe cea roșie care strălucea la soare? Și acum arăt bine când stric cucurigul, dar înainte era măreț. Nu ne-a văzut. Hai! Aha, acolo erai. N-am vrut să vă deranjez. Îți arăt eu ție. Și mine nu te va ajuta. Îți arăt eu care dintre noi e mai puternic. Poți fi sigur, nu te va ajuta niciun animal. Vor veni oameni din toată țara să te vadă. Poate părinții lui îl vor arăta pe la târguri. Semeni cu Nils pierde vară. Dar mai mic... Spiridușul mi-a făcut asta. Nu credeam că e așa de rău să fie atât de mic. Mie nu mi se pare rău. Atunci pot în sfârșit să te răsplătesc pentru faptele tale. Accept cu plăcere, dar despre ce vorbești? Vino mai aproape, Nils. Ca să te răsplătesc pentru că i-ai furat de atâtea ori mamei tale scăunelul de muls. Iar ai ghinion. Dar mama nu s-a supărat deloc, a râs chiar. A râs și când i-ai pus piedica, atunci când venea cu găleata cu lapte? Vrei să spui că a plâns de bucurie? Vino mai aproape ca să te răsplătesc pentru ce ai făcut azi dimineață. Așa. Vă rog. Îți mai amintești? Haide, Nils, o să-ți dau un ghiont pe care n-o să-l uiți curând. Nu, ajunge, ajunge. Ajutor! Ajutor! Cred că mi-a intrat apă în ochi. Totul pare atât de mic. Ajută-mă, Martin! Nu am aer! Abia pot mișca! Apa e prea rece! Aș recunoaște vocea asta dintr-o mie. Eu nu pot! Mulțumesc, Martin! Fără tine, cu siguranță m-aș fi înecat. De ce nu mă lași jos, Martin? Te rog, lasă-mă jos! Eu? Nici vorbă! Așa, acum tu vei fi în locul găscanului Martin. Dar eu... N-ai auzit ce-am spus? Trage-mă! Bine, dar numai până la hambar. Cineva se distrează bine. Încă o dată până la copacul cel mare și înapoi până la hambar. Ia priviți! Ce frumos! Mai repede, Nils! Nu fi leneș!
Ajutați-mă să mă ridic! Da. Lasă-mă jos, gâscanule Martin! Lasă-mă jos! Nu auzi ce-ți spun? Lasă-mă jos! Aruncă-l și gata! Lasă-mă jos! Veniți cu noi să zburăm spre munții înalți! Să zburăm împreună spre munții înalți! Spre munții înalți! Munții înalți! Fac pariu că nu știi cum e să te înalți în văzduh. Veniți cu noi să zburăm deasupra câmpiilor și oboarelor, deasupra munților și văilor. Veniți cu noi! De ce să venim cu voi? Ne merge bine aici. Vă merge bine, dar sunteți liberi? Veniți! De ce aveți aripi? Gâscă de casă, friptură cu aripi. Abar n-ai să-ți folosești aripile! Abar n-ai! Încetați! Așteptați-mă, vin și eu. E prea gras. Rămâi unde ești, nu ești făcut pentru viața noastră. Aerul e prea rarefiat pentru tine. Vântul o să-ți vâjâie în ureți. Încearcă, dă din aripi. Sunt aici. Vin aici. Da. Vedeți ce frumos e să zbori? Veniți cu noi dacă aveți curaj! Nu e vorba de curaj! Când nu găsiți greunțe, flămânziți și vă e frig când ninge! Vorbești ca o gâscă de casă! Auzi cum dau din plisc? Nu sunt bine crescute! Sunt ca țiganii, n-au un acoperiș! Ce știi tu? Ce știi tu ce e libertatea? Tu ești mulțumit că îți petreci viața pe o grămadă de bălegar! Să știi că toate găinile mă invidiază pentru bălăgarul meu. Vrei să încerci, gâscanule alb? Am o noutate pentru tine. Ai aripi. Și poți zbura cu ele. Cred că-mi place viața asta, greșesc amarnic. O să le arăt eu. Sigur. Ce plăcut trebuie să fie să poți zbura într-o zi ca asta. Miroase a primăvară. Martin! Veniți, veniți! Zburăm spre munții cei înalți. Sus, jos. Fii înțelept, Martin, stăpânii se vor supăra. Nu mai rămân nicio zi în casa asta. Mă mut! Mă bucur că ai apărut. Uite ce ai făcut. Băiatul merita o pedeapsă, dar nu crezi că ai exagerat? Dacă ai ști cum s-a purtat cu mine, i-am făcut doar bine familiei lui. Nu cred că a fost așa de rău. E doar un copil. Copilul ăsta m-a prins cu plasa pe mine. Spiridușul cu o plasă. Mă mut, sunt hotărât. Stai, nu atenție! Sunt hotărât. Nu vrei să-l transformi pe băiat înainte să vină părinții de la biserică? Nu, nu vreau, așa rămâne. Vorbim mai târziu când va deveni un băiat cu minte și ascultător. Mă găsești la stejarul cel bătrân, cu bine. O să reușesc, o să reușesc. Acum, sus! Sus și jos, sus și jos, sus! E prea gras ca să poată zbura. Se pare că își dorește într-adevăr să zboare cu noi, Aca. Eu zic că e un gâscan foarte arătos. Da, dar foarte stângaci. Lasă-le, Martin, s-au întors prea devreme. Sunt gâște sălbatice de rasă pură. Nu te poți măsura cu ele. Și dacă te iau cu ele, iar eu sunt un gâscan domestic de rasă pură. Care-i diferența? Așteptați-mă! Așteptați! Așteptați! Ce face, Martin? Veniți repede! L-am găsit! Fugi, amice! Fugi! Martin, așteaptă-mă! Zbor! Martin!
tata și la mama. Nu, Martin! Martin, nu e bine ce faci? Zbor! E numai vina ta, Nils! Zbor! Așteptați-mă! Zbor! Vedeți? Zbor! Martin! Nu! Ajutați-ne! Întoarce-te, Martin! Dă-mi drumul, Nils. Ești prea greu. Nu pot să te duc. Nu mai pot! Nu mai pot! De ce sunt agitate animalele? Ce ciudat! Nils! Nils! Ne-am întors! A dispărut! Nils! 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 Bineînțeles că iar nu e de găsit. Privește, cuibul e gol. Ce s-a întâmplat? Zburați mai încet, mi-e greu să mă țin după voi. Nu v-am spura mai încet, nu-l luați în seamă. Cine nu poate spura cu stolul, rămâne în urmă, spuneți. Eu nu vreau să vină cu noi ăsta. Oricum nu va reuși, în curând va cădea. Zburați prea sus, aerul e rarefiat, iar vântul învâșe pe la urechi. Întoarce-te, Martin, întoarce-te! Nils, dacă mai spui un cuvânt, să știi că te arunc în prima mlaștină pe care o văd. Bine, Martin, tac! Zburau atât de repede în sus încât Nils a amețit. Ochii i s-au împăienjenit și nu mai știa dacă zboară în sus sau în jos. A încercat să se cațere pe spatele gâscanului, dar nu era ușor să se țină între aripile lui. Nu și închipuise niciodată cum e să zbori în văzduh. Era ca și cum ar fi zburat departe de toate grijile și necazurile. Dar despre toate acestea vom povesti în următorul episod. Au dublat în limba română actorii: Anca Sigmirean, Florin Stan, Sebastian Lupu, Mariana Presecan, Geo Dinescu, Cristina Serac, Ana Maria Vlad, Iona Brudan, Daniel Vulcu, Doru Fârte, Richard Balint, Emil Sauciuc, Rin Tripa, Ilana Iorciuc, Andrian Locovei, Alex Rusu, Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea: Ioana Chiba. Regia: Mariana Presecan și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Tu ești mulțumit că îți petreci viața pe o grămadă de bălegar? Să știi că toate găinile mă invidiază pentru bălegarul meu. Vrei să încerci, gâscanule alb? Am o noutate pentru tine. Ai aripi. Și poți zbura cu ele. Cred că îmi place viața asta, greșesc amarnic. O să le arăt eu. Sigur. Ce plăcut trebuie să fie să poți zbura într-o zi ca asta. Miroase a primăvară. Martin! Veniți, veniți! Zburăm spre munții cei înalți! Eh,
sus, jos. Fii înțelept, Martin, stăpânii se vor supăra. Nu mai rămân nicio zi în casa asta, mă mut. Mă bucur că ai apărut. Uite ce ai făcut. Băiatul merita o pedeapsă, dar nu crezi că ai exagerat? Dacă ai ști cum s-a purtat cu mine, i-am făcut doar bine familiei lui. Nu cred că a fost așa de rău. E doar un copil. Copilul ăsta m-a prins cu plasa pe mine. Spiridușul cu o plasă. Mă mut, sunt hotărât. Stai, nu, atenție! Nu vrei să-l transformi pe băiat înainte să vină părinții de la biserică? Nu, nu vreau, așa rămâne. Vorbim mai târziu când va deveni un băiat cu minte și ascultător. Mă găsești la stejarul cel bătrân, cu bine. O să reușesc, o să reușesc. Acum, sus! Sus și jos, sus și jos, sus. E prea gras ca să poată zbura. Se pare că își dorește într-adevăr să zboare cu noi, Aca. Eu zic că e un gâscan foarte arătos. Da, dar foarte stângaci. Lasă-le, Martin, s-au întors prea devreme. Sunt gâște sălbatice de rasă pură. Nu te poți măsura cu ele. Și dacă te iau cu ele, iar eu sunt un gâscan domestic de rasă pură. Care-i diferența? Așteptați-mă! Așteptați! Așteptați! Ce face Martin? Veniți repede! L-am găsit! Fugi, amice! Fugi! Martin, așteaptă-mă! Zbor! Martin! Martin! Gândește-te la tata și la mama! Nu, Martin! Martin! Zbor, e bine ce faci? Zbor! E numai vina ta, Nils! Zbor! Așteptați-mă! Zbor! Vedeți? Zbor! Martin! Nu! Ajutați-ne! Întoarce-te, Martin! Dă-mi drumul, Nils. Ești prea greu. Nu pot să te duc. Nu mai pot! Nu mai pot! De ce sunt agitate animalele? Ce ciudat. Nu ești în stare de asta. E greu să te ții de promisiune, Nils. Foarte greu. Putem discuta mai târziu despre asta. Nu discutăm mai târziu, ci acum. Pentru că am așteptat prea mult să spunem și noi ceva. Să-i dăm o lecție. Ce liniște. Nu, nu. Nu, nu, nu. Nu să scapă. Ce ți-am spus, Nils? Vraja asta va dura mult. Spiridușul trebuie să ne ajute. Dar unde e? De unde vrei să știu eu? M-ați ținut toată viața închis într-o cușcă. De unde să știu atâtea? Nu ți-a plăcut închis? Hamsterii stau în cușcă. Numai ea ne poate ajuta. Nu fi atât de leneșă! Nils, ai grijă, altfel strici totul. Nu fi leneșă, Pisi, vino jos! Vreau să te întreb ceva. Oh, nu!
E așa de bine aici. Presupun că ești fiul lui Holger Nilsson, nu-i așa? Sigur că da. Ce întrebare e asta? Mă cunoști de mult. Da, voiam să fiu sigur. Unde e spiridușul? Tu știi toate colțurile și ascunzișurile. Vrei să-ți spun eu unde e spiridușul? Tocmai eu să-ți spun? Dar cine altcineva? Ghinionul tău. Spune-mi unde îl pot găsi. Și dacă nu știi, spune-mi că nu știi. Dar spune ceva. Bine, bine, sigur că știu unde locuiește. Dar nu știu de ce ar trebui să-ți spun ție. Să te ajut pentru că m-ai tras de coadă de atâtea ori, Nils Holgersson. Sau de ce să te ajut? Repede, sirimitură, ajută-mă! E prea mare! Dacă mai râs, te las baltă! Nu scap de mine, Nils. Să fugim! Nesuferitele găuri de șoareci, crezi că ești în siguranță? Dar am timp, pot să aștept. Musafirii, nu-mi place când am oaspeți nepoftiți. E lipsă de politețe. Da, Nils aici are dreptate. Asta e casa lui. Credeți că vă puteți permite orice? Că nu trebuie să fiți politicos cu șobolanii? Dar nu e adevărat. Te implor, pisico, te rog, lasă-mă să ies. Te rog, ajută-mă să-l caut pe spiriduș. Fă asta de dragul mamei. Ea a fost întotdeauna drăguță cu tine. Așa e, aici îți dau dreptate. Putea să-mi încălzească iarna laptele, dar eu sunt înțelegător. Gâștele sălbatice, e un semn bun. Când se întorc gâștele sălbatice, înseamnă că primăvara a învins iarna și că în curând va fi cald. Azi dimineață, când am deschis fereastra, am auzit pentru prima oară ciocârlia. Da, dar e și timpul să începem munca câmpului. Anul ăsta ne va ajuta și băiatul. E destul de mare acum. Să sperăm că ne va ajuta. Sunt îngrijorată pentru Nils. E un băiat bun, dar ne dă bătaie de cap. Se va cuminți el. Nu știu, dar uneori e atât de nemilos. Gândește-te ce urât se poartă cu toate animalele noastre. L-am rugat doar să păzească gâștele și nici măcar atât nu vrea. Haide, draga mea, nu te mai frământa. Cândva se va întâmpla ceva care îl va face să înțeleagă că nu e bine ce face. La urma urmei, e fiul nostru, nu? Da. Va fi din nou ca înainte. Ah, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Era atât de cuminte. Va fi din nou așa. Poate că meritam asta. Mereu îmi spuneau că nu sunt bun decât să păzesc gâștele. Și asta ți era lene să faci. Atenție, cocoșul! Asta nu e bine.
mi-a smuls cele mai frumoase pene. O știi pe cea roșie care strălucea la soare? Și acum arăt bine când stric cucurigul, dar înainte eram măreț. Nu ne-a văzut, hai! Aha, acolo erai. N-am vrut să vă deranjez. Îți arăt eu ție. Și mine nu te va ajuta. Îți arăt eu care dintre noi e mai puternic. Poți fi sigur, nu te va ajuta niciun animal. Vor veni oameni din toată țara să te vadă. Poate părinții lui îl vor arăta pe la târguri. Semeni cu Nils pierde vară. Dar mai mic... Spiridușul mi-a făcut asta. Nu credeam că e așa de rău să fie atât de mic. Mie nu mi se pare rău. Atunci pot în sfârșit să te răsplătesc pentru faptele tale. Accept cu plăcere, dar despre ce vorbești? Vino mai aproape, Nils. Ca să te răsplătesc pentru că i-ai furat de atâtea ori mamei tale scăunelul de muls. Iar ai ghinion? Dar mama nu s-a supărat deloc, a râs chiar. A râs și când i-ai pus piedica atunci când venea cu găleata cu lapte? Vrei să-ți spui că a plâns de bucurie? Vino mai aproape ca să te răsplătesc pentru ce ai făcut azi dimineață. Așa. Vă rog. Îți mai amintești? Haide, Nils, o să-ți dau un ghiont pe care n-o să-l uiți curând. Nu, ajunge, ajunge. Ajutor, ajutor! Cred că mi-a intrat apă în ochi. Totul pare atât de mic. Ajută-mă, Martin, nu am aer, abia pot mișca, apa e prea rece. Aș recunoaște vocea asta dintr-o mie. Eu nu pot. Mulțumesc, Martin. Fără tine, cu siguranță m-aș fi înecat. De ce nu mă lași jos, Martin? Te rog, lasă-mă jos! Eu? Nici vorbă! Așa, acum tu vei fi în locul găscanului Martin. Dar eu... N-ai auzit ce-am spus? Trage-mă! Bine, dar numai până la hambar. Cineva se distrează bine. Încă o dată până la copacul cel mare și înapoi până la hambar. Ia priviți. Ce frumos. Mai repede, Nils, nu fi leneș. Ajutați-mă să mă ridic. Lasă-mă jos, gâscanule Martin. Lasă-mă jos. Nu au
Aruncă-l și gata. Lasă-mă jos. Veniți cu noi să zburăm spre munții înalți. Să zburăm împreună spre munții înalți. Spre munții înalți. Munții înalți. Fac pariu că nu știi cum e să te înalți în văzduh. Veniți cu noi să zburăm deasupra câmpiilor și oboarelor. Să zburăm deasupra munților și văilor. Veniți cu noi. De ce să venim cu voi? Ne merge bine aici. Vă merge bine, dar sunteți liberi? Veniți, de ce aveți aripi? Gâscă de casă, friptură abar cu aripi. Abar n-ai să-ți folosești aripile, abar n-ai. Încetați! Așteptați-mă, vin și eu. E prea gras. Rămâi unde ești, nu ești făcut pentru viața noastră. Aerul e prea rarefiat pentru tine. Vântul o să-ți vâjâie în urechi. Din aripi. Sunt aici! Vin aici! Da! Vedeți ce frumos e să zbori? Veniți cu noi dacă aveți curaj! Nu e vorba de curaj! Când nu găsiți grăunțe, flămânziți și vă e frig când ninge! Vorbești ca o gâscă de casă! Auzi cum dau din plisc? Nu sunt bine crescute! Sunt ca țiganii, n-au un acoperiș! Ce știi tu? Minunata călătorie a micului Nils Holgersson cu gâștele sălbatice. Chemarea gâștelor sălbatice. Lui Nils Holgersson nu-i venea să creadă că spiridușul îl vrăjise. E doar un vis, s-a gândit el. Dacă aștept câteva clipe, voi fi din nou un om. A închis ochii și a sperat că atunci când îi va deschide, visul se va risipi. Dar era la fel de mic ca și înainte. Uitați-vă la el! Acum e un pitic, așa-i trebuie, mă trăgea de creastă. Așa e! Așa făcea! Dar nu din răutate, era distractiv. Dacă vrei, pot să te trag de creastă. N-ai învățat nimic, Nils! Încetați! Țineți-vă flanca, animale neroade! Ce ai spus? Neroade! Mi-e teamă că trebuie să te obișnuiești să fii mai politicos cu noi. Ce ai zice să te ridici ca să-ți ceri scuze de la noi toți, Nils? Sper că știi de ce trebuie să-ți ceri scuze. Sau deja ai uitat? Puteai măcar să mă ajut să ies din apă. Dar nu, nu, tu te holbai și râdeai de mine. Vrei să mă asculți, Nils? Păi... Îmi aduc bine aminte de ziua când stăteam la soare și îmi făceam siesta bine meritată. Atât de amețit, încât abia mă țineam pe labe. Putea să-ți fie milă de mine, dar nu?
Tu te uitai și râdeai, dar acum s-a întors roata Nils Holgersson. Acum râdem noi! Aruncă-l încoace! De ce nu mă ajuți? Vorbește cu ei! Nu știu de ce ar trebui să te ajut, dar totuși există un motiv pentru care merită să încerc. Ascultați, prieteni, nu vă cer să-l ajutați pe el, dar ați putea să mă ajutați pe mine. Unde-i spiridușul? Sunteți bine cum sunteți. Eu îmi țin pliscul. N-ai decât să-l cauți singur. Oricum, spiridușul nu te va transforma înapoi. Ar trebui să-i promiți că nu o să mai fii niciodată așa de nesuferit. Că nu vei mai chinui niciodată animalele și că nu-ți vei mai încălca niciodată cuvântul, dar...